ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Săptămâna de Fotbal. Astăzi discutăm despre finalurile de sezon din Italia și din Franța. Îi am alături de mine pe invitații noștri, Mihai Dolinski, colaboratorul pe probleme tehnico-tactice, și Daniel Samoilă. Vă salut, domnilor! Salut! Salut! Am avut un sezon destul de interesant în Italia, în care AC Milan a rămas în afara Europei, Juventus câștigă un nou titlu de campioană, iar Roma se clasează pe poziția a doua după mai multe sezoane în care a fost departe de primele două locuri, chiar de podium. Daniel, te-aș întreba în primul rând cum ți s-a părut Juventus, campioana din acest sezon de Serie A? Juventus, aceeași echipă omogenă ca și în sezonul trecut, a dominat campionatul autoritar încă de la început, a avut o serie de victorii incredibilă pe teren propriu, care i-a asigurat la sfârșit un punctaj de 102 puncte, cu care și-au asigurat un nou scudetto, al treilea la rând, și au stabilit un nou record. Din nou s-a văzut experiența lui Conte, însă Juventus din nou a dezamăgit în cupele europene, unde n-au reușit să treacă de grupele Champions League și s-a oprit în semifinalele Europa League, deși finala era chiar la Torino. Se pare că Conte va mai rămâne încă un an pe Juventus Stadium și se va aștepta de la el o performanță mai bună în Champions League și normal un nou titlu în Italia, al patrulea la rând. Mihai, cum ți s-a părut AS Roma, o echipă care crezi că ar putea arăta mai mult în sezonul următor, adică chiar să se bată activ până în ultimele etape la titlu? Roma a arătat foarte bine cu Rudy Garcia. E clar că nimeni nu se aștepta să fie pe locul 2, sau poate erau foarte puțini cei care așteptau lucrul acesta, pentru că lotul pe care îl avea și îl făcuse Napoli și modul cum cumpăraseră și la fel cum vânduseră, în special pe Cavani, și cum au reinvestit banii, era clar că Napoli era a doua favorită la câștigarea titlului, dar iată că Rudy Garcia a reușit să facă o trupă excelentă acolo și a adus niște jucători foarte buni, Benatia, Strootman, Nainggolan în partea a doua a sezonului, Gervinho, care pentru mine a fost cea mai mare surpriză. Nu credeam că se poate adapta la modul de joc din seria. Acum să vedem dacă va putea mai mult. Mă uitam în Gazeta de lo Sport și, bine, la noi fac apar multe, nu le-aș numi prostii, dar nu cred că poți pe Benatia, care a stat la Udine și apoi a făcut pasul pentru 17 milioane de euro la Roma, să-l înlocuiești cu Gardoș. Chiar că Gardoș e un jucător bun, dar nu poți să treci așa ușor peste 3 ani petrecuți de Benatia la Udine și apoi trecerea la Roma. Totuși e o diferență între Seria și Liga 1. Pe lista lor de achiziție, Mangala, văd, pentru a înlocui pe Benatia, care par pleca la Barcelona, se spune, și ca fundaș stânga, pentru că au nevoie și acolo. A jucat de multe ori Torosidis, care e dreapta, trebuie să joace în stânga, sau tânărul Romagnoli după accidentarea lui Balzaretti, și văd că sunt în discuții avansate, se spune aici în Gazeta de la Sport, cu Kolarov. Da, eu l-am văzut chiar și pe Michel Bastos ajungând să joace ca fundaș lateral, ceea ce departe de ce știe. Da, și la Lyon și la Schalke, știi că ni-l aminteam ca o extremă, dădea mult la poartă. Da, și dacă tot vorbim de el, eu zic că e un pariu cam ratat pentru Roma. Acum să vedem dacă îl cumpără, nu știu, Daniel, cred că ar trebui să, adică știu că e mai specializat decât, cel puțin decât mine, pe campionatul ăsta, că se aude că îl cumpără, nici mai știu de unde, din Emiratele Arabe, de unde fusese împrumutat, știu că era o clauză de 6-7 milioane, nu știu dacă o activează. De la Alain. Pe cine? Sau pe de la Michel Alain. Bastos. Ah, Bastos? Nu cred că l-o va cumpăra Roma. Sunt mult 7 milioane, părerea mea. Un preț corect, cred că ar fi 5.
Am acolo. Îți iei, jucători super la banii ăștia. Și totuși a pierdut pe acolo un an, Da, Andrei, zici de tu. la Alainie. De la Alainie. Da, ai dreptate. Da. Daniel, te-aș întreba despre Napoli. Cum ți s-a părut în actualul sezon, sub conducerea unui nou antrenor, Rafa Benitez, și cu multe achiziții? Da, au fost achiziții noi pentru napoletani. De la Orientis s-a investit serios în echipă și se aștepta un titlu pentru această echipă. Rafa Benitez a creat o echipă spectaculoasă acolo, în atac cu Higuain, Callejon, Hamsik, și chiar au jucat foarte frumos în acest sezon, însă s-au încurcat cu echipele mai mici. Au jucat foarte bine în derbiuri, cu excepția deplasării de la Juventus, când au încasat o înfrângere cu 3-0, însă s-au revanșat pe teren propriu când au învins echipa campioană cu 2-0. Ei s-au încurcat mai mult în meciurile cu echipele din subsolul clasamentului și astfel Roma a profitat. A avut acea desprindere din startul sezonului cu 10 victorii la rând și s-a dovedit decisivă, în opinia mea, la sfârșitul campionatului, în lupta aceasta pentru locul 2, pentru că se vedea clar că Juventus se desprinde încet încet. Oricum, un sezon parțial bun pentru Napoli, care au reușit să câștige Cupa Italiei și vor juca Supercupa acum în august cu Juventus. Higuain și Callejon sunt două transferuri chiar foarte reușite, care au confirmat și au marcat multe goluri în acest sezon. Aș face eu o completare un pic răutăcioasă. Aș zice rezerve de la Real fac diferența pentru Napoli. Da, să știi că Higuain este peste Benzema, pot să zic. Mi s-a părut un jucător foarte bun, chiar dacă nu era așa de mult apreciat la Madrid. Cred că a fost, dar nu, pur și simplu el vroia un loc de titular fix, asta a fost problema, cât despre Callejon și pe mine m-a uluit prestația lui din serie, a făcut un super sezon. Cum vi s-au părut echipele de pe locurile 4 și 5, Fiorentina și Inter? Inter fiind o echipă care a prins destul de greu locurile de... De fapt, nu chiar greu, dar cu ceva emoții locurile de cupă europeană. Și să remarcăm la Inter un jucător care a făcut un sezon bun. L-am văzut de multe ori în rolul de pasator decisiv, croatul Kovacic. Mihai. Da, Fiorentina ocupa aceeași poziție ca și în sezonul 2012-2013. Era pe undeva de așteptat după ce renunț la Jovetic și la Ljajic, chiar dacă aduci Mario Gomez și îl mai ai în loc și pe Rossi, pe Giuseppe Rossi, totuși aceștia au fost accidentați. Poate dacă nu erau accidentați, reușeau să se implice și în lupta pentru o poziție de UEFA Champions League, dar cred că până la urmă nu se putea mai mult pentru Fiorentina, ținând cont de loturile celor trei din față. Inter, cred că până la urmă la ce lot au avut și la câți jucători pleacă în momentul ăsta, la cât de în vârstă era lotul ca medie, cred că e bine pentru Europa League. Noul patron al lor sau președinte, că nici nu știu sigur ce, ori patron, ori Patru. președinte, patron, Tohir, spunea că competiția asta e bună pentru jucătorii lipsiți de experiență de la Inter, deci deja a tras un semnal că Inter nu va pune preț pe Europa League sau va pune preț pentru jucătorii tineri să prindă acolo minute. Da, Kovacic a făcut un retur în special foarte bun, pentru că în tur n-a jucat mult, era preferat Kuzmanovic și nu înțelegeam de ce a jucat mult în fața lui Taider. Au fost niște decizii total aiurea. Kovacic, un jucător care, din punctul meu de vedere, va fi titular și în Naționala Croației, chiar dacă sunt acolo încă doi jucători cu aceleași calități ca el și cu experiență mai mare, Rakitic și Modric, cred că pot juca toți trei împreună, că nu cred că poate sta Rakitic pe bancă, Modric cu atât mai puțin, la Luka Modric e jucătorul căruia, în jurul căruia echipa Croației se învârte.
Beneficiind de o conjunctură favorabilă în urma câștigătoarei Cupei Italiei, se califică și Parma în cupele europene, după ce a avut o luptă foarte aprinsă, Torino pierzând aproape, poate nemeritat. Eu pe ei aș fi vrut în Europa League, locul cu care se puteau califica în această competiție. Dacă tot vorbim de Torino, putem să trecem și la Andrei, trebuie performării. puțin. Spune. Parma încă nu este calificată în Europa League pentru că Da, bravo, bravo, Daniel. nu a Bravo, primit bravo, licența bravo. de Europa League. Deci Torino are o conjunctură aici. Iar dacă nici Torino nu va primi, atunci se va duce Milan, care nu mai e în cupele europene de 25 de ani. La acest sezon lipsește, după 25 de ani, mai bine zis. Stai puțin, Daniel. Milan nu e peste Torino? Nu, Milan este pe 8, 57 de Se puncte. ia după golaveraj, că Da, eu... da, da, da. uite, eu am un clasament făcut după, cred că după rezultatele directe, fiindcă Milan e pe 7 Nu, după la mine. colaborare. Ok, atunci hai să vedem cine sunt laureații sezonului din seria. Antrenorul sezonului din Italia este Rudy Garcia de la AS Roma, jucătorul sezonului Ciro Immobile, iar speranța Baldecheita de la Lazio. Mihai, pe jucătorii, aș vrea să-i analizez puțin. Ciro Immobile, e o surpriză că a ieșit golgeter. Cred că în primele 7-8 etape, colegul lui Cerci era în fața cu mai multe goluri decât Immobile. A revenit, a marcat destul de mult și cred că a fost mare păcat că nu a putut să-și ajute echipa la ultimul meci de la Firenze cu Fiorentina. Luând roșu în penultima etapă cu Parma, a suferit mult în tribune și acea ratare a lui Cerci, a penaltiului, a făcut ca Torino să nu poată să termine pe 6 și nu ar mai fi așteptat acea decizie despre care vorbea și Daniel cu licența. Cred că va fi un om important și la campionatul mondial pentru Italia. De cealaltă parte, Baldecheita, la fel ca și Gervinho, să zic, m-a surprins prestația lui. E clar că cine ajunge în Academia Barcelonei, în La Masia, e un jucător bun, îi cresc calitățile acolo, se vede că e acea extremă clasică, aș numi eu, din fotbalul modern, în acel 4-3-3. A crescut și probabil a jucat numai în partea stângă pentru că îi place foarte mult să vină cu dreptul în interior. La Barcelona n-avea loc, că sunt jucători mult mai valoroși decât el, cum ar fi Teo, Gerard de Ulofeu, dar a reușit la Lazio să se impună și să îl mute pe Candreva în partea dreaptă, pentru că sezonul trecut Candreva juca și el în partea stângă de multe ori și intra cu dreptul în interior, a trebuit să-l treacă pe Candreva în dreapta Eduard Dorea și să joace cu Baldecheita în stânga. Retrogradatele din Serie A sunt Catania, Bologna și Livorno. Trecem acum la campionatul Franței, Ligue 1. În Franța, Paris Saint-Germain obține un nou titlu de campioană, cum destul de multe etape înainte de final. Face un sezon bun, la capătul căruia
n-are probleme în obținerea titlului de campioană. Pe locul 2 am avut AS Monaco cu 80 de puncte la 9 puncte de prima clasată și pe 3 Lille. Acestea sunt echipele care vor evolua în Champions League în acest sezon. Cum ți se par aceste echipe, Daniel, aflate în vârful clasamentului? PSG, normal să afle în vârful clasamentului după atâtea investiții și investiții, însă problema lor, sau mai bine problema patronului din Qatar, este Champions League pe care și-o dorește cu multă ardoare. El vrea echipa acolo, în Champions League, în finală, nu sferturi de finală, de aceea l-a și adus pe Blanc să facă o performanță mult mai bună decât a lui Ancelotti. Însă nu s-a putut și s-a mulțumit cu campionatul Franței, pe care de altfel l-au dominat. Au avut doar două înfrângeri pe parcursul sezonului, la Evian, o echipă care merge bine pe teren propriu, și acasă, surprinzător, cu Rennes, meciul în care chiar a obținut titlul matematic. În ceea ce privește Monaco, era de așteptat, după ce a venit patronul rus să termine în top 3, merg în Champions League, chiar sunt curios ce vor face, iar o promisiune mi se pare Berbatov, chiar dacă este un jucător în vârstă. A confirmat în această jumătate de sezon, care, de când a venit la Monaco, și l-a suplinit pe Radamel Falcao, care probabil va pleca, cred eu, din Principat, în timp ce Lille va avea de trecut un tur preliminar. Acolo va fi de văzut cu cine va pica, pentru că va fi în urna a doua și va avea un adversar greu. Deci Franța s-ar putea să aibă doar două reprezentante în grupele Champions League. Locul 4 în Franța a fost obținut de Saint-Étienne, care se clasează pe această poziție care o duce în Europa League, la fel și Lyon ocupă locul 5, un alt loc care o duce în a doua competiție continentală ca importanță. Marseille, iată, ratează Europa, un lucru surprinzător poate Andrei, pentru... mai merge și Genk în Europa League. Da, asta urma să amintesc. Care Ghingham va juca direct în grupele Europa League. Mihai, vreau să te întreb puțin despre echipele care au retrogradat, Sochaux, Valenciennes și Ajaccio. Dacă în cazul lui Ajaccio ne așteptam poate sigur să retrogradeze, mai ales după turul ăla de campionat excelent, Am crezut că după pete. plecarea lui Mutu. Valenciennes la fel, poate ne așteptam, însă Sochaux este o surpriză. Sochaux e o echipă de tradiție și nu mă așteptam să pice în Ligue 2, pentru că credeam și în acea ultimă etapă în care au pierdut neverosimil în fața celor de la Evian și astfel Evian a reușit să se salveze. Echipele astea de tradiție credeam că au ceva în spatele lor care îi protejează și le dă o motivație jucătorilor. Sochaux a arătat foarte rău la începutul sezonului, apoi când a venit Hervé Renard, au reușit să arate mai bine. Totuși era un antrenor care a câștigat Cupa Africii cu Zambia și a reușit să avea și câțiva jucători acolo la Sochaux și a reușit să aducă mai multe puncte, dar nu au fost de ajuns pentru ei și din păcate au retrogradat cu un fundaș pentru mine lateral de echipă mare. Sunt curios cine îl va transfera pe Sebastian Corșia. Au și un portar bun pentru viitorul Franței, zic eu, Pierrick Cross. Da, poate un lucru pozitiv în această retrogradare e că au o școală de fotbal bună și poate vor avea șansa mai mulți jucători să prindă minute mai mulți jucători tineri să prindă minute în Ligue 2. Hai să vedem cine sunt laureații sezonului în Franța.
Ca antrenor al sezonului îl avem pe Jocelyn Gurvenec, antrenorul lui Guingamp, care salvează echipa de la retrogradare și aduce Cupa Franței, jucătorul sezonului Salomon Kalou de la Lille, iar speranța este Rabiot de la Paris Saint-Germain, un jucător care promite mult. Daniel, cum ți se par alegerile echipei săptămâna de fotbal? Stai un pic, înainte să vorbească, Daniel, vreau să explic eu de ce am dat premiul lui Guvernec. În echipă am văzut că era René Girard, care o duce pe Lille în UEFA Champions League, dar eu cred că e o performanță să salvezi Guingamp de la retrogradare, să elimini Monaco în semifinalele Cupei Franței și apoi și să câștigi împotriva lui Rennes. Da, eu sunt de acord cu tine, Guivernec chiar a meritat acest titlu de antrenor al sezonului, însă nu știu de ce l-ai ales pe Salomon Kalou de la Lille. Eu l-aș fi ales. A dat multe goluri, a dat multe goluri, Daniel, Păi și și asta. Ibrahimovic nu a dat goluri. Ba da, am considerat că lupta asta, el parcă a decis lupta când erau la un moment dat 2-3 puncte între ei și Saint-Étienne. Salomon Kalou a dat multe goluri care au decis ca Lille să meargă în Champions League. Pe asta m-am bazat și pe faptul că el nu are colegi de asemenea calitate precum are Ibrahimovic, pentru că pe asta am și mers și în Spania, chiar dacă cam același lucru am făcut, puteam să dăm premiul lui Cristiano, de exemplu, am mers pe Diego Costa pentru că chiar că a dat mai puține goluri decât Ronaldo, are colegi mai puțin valoroși. Da, acolo chiar a meritat Diego Costa, pentru că el a fost actor principal acolo la Atletico. Să și aici, eu cred că Zlatan se descurca bine și fără acei colegi de valoare. Și cred că dacă ar fi fost la Lille, ar fi ieșit fără probleme jucătorul sezonului și ar fi marcat cel mai multe goluri. Mi se pare un jucător genial. Bun, încheiem ediția dedicată competițiilor principale din Italia și din Franța. Ascultătorilor noștri le spunem să ne dea like pe pagina de Facebook și, desigur, să se aboneze la canalul de YouTube, dar și să se alăture grupului Săptămâna de Fotbal. Vă mulțumim pentru că ne-ați ascultat, vă urăm o seară plăcută, la revedere!